Oamenii care călătoresc cu autobuzul sau microbuzul vor putea procura bilete nu doar la ghișeile autogărilor, dar și la terminale astea dacă va fi pus în practică o inițiativă legislativă elaborată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Autorii documentului discută și cu transportatorii pentru a afla dacă există posibilități tehnice de aplicare a noului serviciu. Reprezentanții Ministerului spun că instituția a identificat și sursele bănești necesare pentru implementarea proiectului. Este vorba despre 19 milioane de lei. Noile opțiuni ar putea fi accesibile peste 3 luni. Asemenea servicii sunt aplicate pe larg în mai multe țări ale lumii.